Chiar dacă este o comună de mici dimensiuni, comuna Vârșolț se poate mândri cu singura școală europeană din județ. Unitatea de învățământ a primit această înaltă titulatură după ce a reușit să implementeze o serie de proiecte europene și a reușit să colaboreze prin activități de parteneriat cu școli din Ungaria, Serbia, Slovacia, Ucraina și chiar Finlanda. Potrivit directorului instituției de învățământ, certificatele reprezintă atât o recunoaștere a reușitei personale a profesorilor, cât și o confirmare a rezultatelor deosebite obținute de întreaga echipă eTwinning în aceste școli. Deci aici avem această diplomă prin care suntem școală eTwinning, eTwinning School în acest an școlar. Cu ce am dobândit acest titlu? Așa cum vedeți acest panou, avem mai multe proiecte europene. Proiecte europene cu diferite țări, cu Georgia, Ungaria, Serbia, Finlanda, Slovacia, Ucraina și multe, multe. Cu multe țări. Aceste proiecte sunt proiecte educative. Din mai multe dintre ele am obținut și eTwinning Quality Level, adică un certificat de calitate. Deci certificat de calitate pentru proiectul pe care l-am coordonat sau am participat la aceste proiecte. În acest an școlar s-a dat prima dată, deci în județul nostru noi suntem primii și singurii care am obținut această eTwinning School, așa. Din țară sunt 63 de școli care au această denumire în acest an școlar. Menționăm că școala gimnazială numărul 1 Vârșolț s-a derulat în perioada 2015-2018 un număr total de 25 de proiecte europene și este prima școală din județul nostru care obține acest certificat. Deneș Irina, directoarea unității de învățământ premiate, are meritul de a fi inițiat și promovat acest tip de proiecte, obținând două certificate de calitate. În aprilie mi-a dat acest titlu și deja în mai am primit o invitație la Roma ca să particip la un seminariu pentru școlile care au obținut titlul de eTwinning. Noi sperăm că și în acest an școlar vom avea, deci avem deja 3-4 proiecte începute pe care le vom decurge în acest an școlar, dar vom spera, deci sperăm că vom mai avea și alte proiecte, pentru că avem cadre didactice sârguincioase și conștiincioase care își văd de treabă, să zic așa mai simplu. Programul eTwinning face parte integrantă din programul Erasmus Plus începând cu 2014 și promovează colaborarea școlară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării și informației, oferind unităților de învățământ, asistență și instrumente de lucru. De asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunități de dezvoltare profesională continuă, online și gratuită.